Ce-mi place când vine campania electorală și mituim până și biserica, mai alesul de mereu care să mai aibă și el niște voturi, în Harghita și Covasna începe să mituiască. Foarte interesant de ce n-ați făcut-o de vreo 4 ani, că vă tot roagă angajații clerului să măriți salariile, dar e foarte interesantă echivalarea episcop vicar patriarhal, echivalent cu vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu, vicar, senator și deputați. Eu zic că mai bine faceți o lege ca și dânsii să poată să fie membri ai Parlamentului României, astfel încât de aici să poată să fie și plătiți direct. Să știți că nu așa ajutați cultele religioase și mă întreb de ce nu ajutați cultul ortodox din Ucraina. Românii de acolo vă cer ajutorul. Părintele Jar, mitropolitul Jar, bătut de oamenii lui Zelenski și n-ați făcut nimic pentru ei. Asta e rușinos.